de la Vrămeni la Aurul Olimpic a fost lung, aproape 9 ani de zile a durat până am reușit să ajung la acest rezultat. De cele mai multe ori, când sunt în timpul antrenamentului, deja mintea mea calculează media cu care trebuie să vâslesc, forța pe care trebuie să o depun. Avem timp, urmărim cronometre, ne batem la sub-timp, la secunde. Trebuie să fiu fluidă în barcă, să simt barca cum alunecă pe apă, să simt apa cum susură pe lângă barcă, să simt vântul care face un mic val, trebuie să simt totul. Cel mai greu mi-este în antrenamente când sunt obosită și atunci mintea lucrează și apare gândul acela, las-o mai ușor. Cum să te gândești să o lași mai ușor? Trage mai tare acum. Și apoi trag mai tare câteva lovituri și apare iar oboseala. Ah, să o las un pic mai ușor. Cum să o lași mai ușor? Hai acum! Nu mai pot, vreau să plec acasă. Ei, pleci acasă, pune mâna și muncești. Sunt puține momentele în care se pun reflectoare pe noi, fiindcă sunt puține competițiile. Dar adevărul este că nu contează doar acel moment de pe podium în care toată lumea este cu ochii pe tine. Contează, de fapt, munca din spate. În ultima perioadă am destul de multe momente din acestea descurajatoare în care îmi vine să renunț, tocmai fiindcă se pune o presiune din ce în ce mai mare pe umerii mei și ai colegii mele. Sentimentul de a nu dezamăgi îți taie lumea de sub picioare. Ea spune Simonei să aibă încredere în ea, să nu se grăbească și să fie foarte atentă la oamenii din jur, să nu se lase influențată și să muncească mult, fiindcă visele devin realitate.